Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de anul nou românilor. Șeful statului a mulțumit românilor pentru responsabilitate, a mulțumit medicilor pentru implicarea în lupta cu virusul și a transmis condoleanțe familiilor care au pierdut pe cineva drag în această perioadă. Dragi români, ne aflăm la finalul unui an extrem de dificil, în care viața noastră a fost schimbată radical de o pandemie fără precedent. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea de care ați dat dovadă și pentru implicarea în efortul comun de a limita răspândirea acestui teribil virus și de a-i proteja pe semenii noștri. Din păcate, prea mulți oameni au pierdut lupta cu boala și gândurile mele se îndreaptă acum și către familiile îndoliate. Un mesaj special de apreciere și recunoștință transmit medicilor și personalului medical care au muncit până la epuizare și continuă să o facă pentru a salva vieți. Privim spre noul an cu multă speranță și încredere că vom trece cu bine peste această grea încercare. Reîntoarcerea la normalitatea care ne lipsește tuturor este tot mai aproape, dar depinde de fiecare dintre noi să continuăm să fim responsabili pentru că acest obiectiv al nostru să devină realitate cât mai curând. Vă doresc tuturor multă sănătate și un an nou fericit. La mulți ani!